În timp ce bucătarii români merg să muncească în străinătate, antreprenorii din țara noastră caută forță de muncă peste hotare și fenomenul este tot mai răspândit. Ca să-i oprească pe cei care termină o școală profesională sau cursuri de profil să plece din România, autoritățile vor să le ofere burse viitorilor bucătari. Roberto a ajuns să lucreze într-un restaurant din România acum 6 ani prin intermediul unei agenții de recrutări. Chiar dacă îi place mâncarea românească, spune că întotdeauna o îmbină cu elemente din cultura proprie filipineză. I choose Romania because before I want to travel in Europe and it takes time to came here. A big difference from my salary in Philippines and here in Romania, round up 50%. More than my salary there in Philippines. Antreprenorii români trebuie să suporte costuri în plus ca să suplinească lipsa forței de muncă, iar mâna de lucru de import ar putea să devină un fenomen tot mai des întâlnit. Fiecare nație de bucătari își cunoaște specificul mai bine. Nu există un chinez să vină să gătească mâncare românească și noi românii să gândim mâncare chinezească. Toată lumea se apropie de specificul lor, dar nu iese. Te naști cu așa ceva. Autoritățile încearcă să găsească soluții ca să păstreze bucătarii în țară. O variantă ar fi un sistem de burse. Avem deja în proiect la nivelul Asociației Naționale instituirea a 2 astfel de burse. Avem deja 2 promisiuni. Când vom concretiza, le vom face publice. Pentru tineri bucătari să meargă să se școlarizeze, să învețe ce înseamnă o bucătărie profesionistă. Pe lângă școlile profesionale, tinerii s-ar putea pregăti la cursuri de gastronomie timp de 5 ani. Șef Alin Barabancea spune că și tehnologia din bucătăria românească a avansat față de acum câțiva ani. Înainte, într-adevăr, bucătăria era mult mai grea decât e acum. Nu mult mai grea pentru că se gătea la fel, mult mai grea pentru că nu aveam atâtea utilaje. Înainte se folosea metoda scopitoare la prăjituri. Bucătarii români spun că vor să își păstreze identitatea gastronomică astfel încât să le poată oferi și turiștilor străini gusturile tradiționale.